Ei, salutare măi șefanilor! Nu știu dacă v-ați prins, dar cu toții facem clipuri și chestii pe YouTube pentru vizualizări în mare parte. Și ca în orice alt sport, unii mai și trișează. Nu o să dau nume acum, că azi sunt bine dispus, dar să zicem că foarte mulți din industria muzicală în general și-au cumpărat și încă își cumpără vizualizări în prostie. Și îi înțeleg, mai o pilă de acolo, mai o vorbă bună, mai câteva sute de mii de vizualizări cumpărate și pam, jiki, pam, ajuns să cânți la zilele orașului și să ai concerte prin țară. Ești o pseudo-vedetă. Lumea nu știe că din alea sute de mii de vizualizări, poate 10.000 sunt pe bune, sau mai puțin, sau mai mult, depinde de fiecare că variază. Lumea aude vag de tine, te vede pe YouTube cu vizualizări, deci ești cineva. Poate o să danseze pe muzica ta la zilele orașului. Bravo! Dar tu, în general, cumperi vizualizări de pe site-uri precum ăsta prezentat în mail-ul de pe ecran, de pe site-uri de genul. Am primit mail-ul ăsta de la o anume Bibi, care vedeți că a fost automat detectat ca fiind periculos. Aloha! Cred că e prima dată când cineva discută cu mine și începe discuția cu aloha, dar ar fi fost mai ciudat să înceapă cu bonjour, monsieur Ciprian, qu'est-ce que tu fais? Și a zis că e Bibi și că caută chestii pe YouTube ca să se inspire și bla bla bla, că a dat de canalul meu și că e minunat și că dacă vreau să folosesc site-ul ăsta ca să îmi măresc audiența, mai bine zis să-mi o cumpăr. Și site-ul este ăsta, youtubetv.club, care este un redirect către views.guru. Și aici avem și o listă de prețuri, din start vă zic să nu cumpărați nimic, nici vizualizări, nici abonați, nici like-uri, pentru că încalcă politica platformei și dacă YouTube își dă puțin interesul și vede că îți cumpere activitate, îți va suspenda contul fără să stea la discuții. Și nici să nu vă logați cu YouTube pe alte platforme, că de după vă întrebați cum de v-ați pierdut conturile. Revenind, prețurile de pe site-ul ăsta sunt astea. Cu $5 îți iei 1000 de vizualizări, cu $450 îți cumperi 100.000 de vizualizări, iar cu 2800 îți cumperi 1 milion de vizualizări. Deși mai bine ai băga banii ăștia în reclame pe YouTube, pe Facebook sau Instagram și ce-i drept nu o să faci chiar atâtea vizualizări, nu o să ai probabil cea mai bună rată de click, dar știi că o să fie o creștere naturală, iar oamenilor cărora le place ce faci vor rămâne, ce să vezi. Și mai bagă ăștia pe aici, Aburel, că secretul tău e în siguranță cu noi. Că vezi tu, persoane reale urmăresc clipurile pentru care se cumpără vizualizări. Da, chestia asta o zic toate site-urile care folosesc boți, mai ales alea care se promovează prin mail, aparent. Probabil ați mai văzut și voi clipuri cu sute de mii de vizualizări și cu 700 de like-uri nenorocite și vreo 40 de comentarii sau statistici similare. Ăștia sunt oamenii care nu sunt chiar atât de pricepuți în ale cumpăratului de statistici artificiale. Poți la fel de lejer să-ți cumperi like-uri și dislike-uri, chiar și comentarii. De o să vezi boss spamând cu super, cool video sau folosind emojuri în toată secțiunea de comentarii. Deși, repet, e o prostie. Riști să-ți fie suspendat contul și pentru ce? Pentru faimă iluzorie? Cu banii ăia, dacă îi investești cu cap în promovare pe social media și chiar și dacă strângi 10% din numărul de vizualizări sau interacțiuni pe care ți le promit site-urile astea, ești mult mai câștigat și mai ales nu încalci termenii YouTube. Și vezi tu, persoanele alea pot interacționa și pe viitor la clipurile tale, surpriză fără să bagi bani, pentru că se abonează. Pot la fel de lejer să-ți distribuie conținutul dacă le place, îți fac un watch time de peste 30 de secunde că se uită boții la clip ca să se pună vizualizările, deci îți bagă și clipul mai mult în recomandat. Pur și simplu ăștia contactează o grămadă de persoane sperând să dea de oamenii foarte noi pe platformă, care sunt nerăbdători de a crește pe YouTube, vor să dea de diversi care vor să-și crească canalul sau clipurile în mod artificial și repede, dacă nu ești cântăreț, că pe ăștia înțeleg sincer de ce își cumpără vizualizări, v-am mai zis, pentru că dă bine și sunt chemați la evenimente și cântări, că ei singuri nu sunt stare să strângă vizualizări, că sunt irelevanți, iar dacă nu ești un așa zis artist, atunci chiar n-ai avea de ce să-ți boostezi clipurile în mod artificial și vă zic asta că de la un creator de conținut la altul. Ca să ce mai exact? Îți cheltui banii aiurea și riști să-ți fie suspendat canalul și nu scoți banii înapoi și îți faci și watch time mic, că boții ăștia se uită 30 de secunde la clip maxim, deci strici reach-ul numai ca să apară niște numere pe canal. Păi nu mai bine te iei de Ilies Vlogs așa cum o fac eu? Ce naiba, mă? Pe bune, nu o să te ajute cu absolut nimic porcăria asta de creștere artificială dacă ești creator de conținut, doar o să-ți tragă canalul în jos, chit că o să vezi numere la clipuri. Oamenii ăștia doar vor să profite de creatorii de conținut care vor să facă numere cât mai repede și din punctul meu de vedere pot, de fapt ar trebui să le ia puțin la subt, că doar niște târâturi care vor să profite de dorința unora de a deveni mai cunoscuți. Cât despre industria muzicală din România, nici nu aveți idee că sunt de carton, cât își cumpără activitate pe lângă acțiunea aia în cer pe care o fac cu alți cântăreți pentru a mai prinde o cântare pe aici pe acolo. Pentru că nu au de ales ori asta, ori faci piesă cu Jador sau alți maneliști pentru a mai prinde și tu un loc în trending și niște cântări. Și când maneliștii nu vor să facă piesă cu tine, scoți banul din buzunar pentru vizualizări. Cântăciosule mic. Că pe final, că nu vreau să mă lungesc cu clipul ăsta mai mult, dacă ești creator de conținut și nu prea faci numere, poate e timpul să schimbi conținutul. Să încerci să faci ceva de calitate, că deseori calitatea atrage public ok. Să te străduiești mai tare și în niciun caz să nu cumperi vizualizări. Că doar nu te cheamă mai...